Căderea părului a fost dintotdeauna o preocupare majoră, atât pentru femei, dar mai ales pentru bărbații afectați de calviție. Din fericire, medicina a făcut progrese și în acest domeniu, iar tratamentele cu laser pot stopa căderea firelor de păr și chiar accelerează procesul de creștere. Terapia este lipsită de efecte adverse și primele rezultate sunt vizibile în maximum 3 luni de la prima ședință. Căderea părului este o problemă des întâlnită, mai ales în rândul bărbaților. Cauzele pot fi genetice, dar stilul de viață influențează și el, iar mai nou s-a constatat că pacienții care au trecut prin boala COVID-19 au întâmpinat astfel de probleme. Problemele acestea și la bărbați și la femei apar și din cauza intern. Dacă nu e suficient fier, zinc, B12, vitamine D2, sau cel mai mare problemă la ora actuală este stresul. Lucrurile acestea e important. Afară de aceasta mai este și cădere șoc, ariată, adică anumite zone care cade. La orice tip de probleme păr, noi suntem aici și garantăm ceea ce facem. Pacienții care vine ultima 2 ani de zile, aproape 25% care vine doamnele, este și afectat pe partea aceasta după COVID. Tratamentul cu laser pentru creșterea părului este o procedură modernă, non-invazivă și lipsită de efecte adverse. Cu ajutorul laserului, structura firului de păr este reparată și crește activitatea celulară în zona scalpului. Pacientul nostru a venit la noi cu problema căderii părului și subțierea firelor de păr. Ne-a arătat ce și-ar dori să realizeze și în felul acesta noi am stabilit un plan de tratament. Prima dată noi l-am chemat la un tratament cu laser, a venit o lună la noi ca să îndesim firele, să încercăm să le îngroșăm, ca în cazul în care vom face implant pe zona în care își dorește să avem fire sănătoase. Dânsul chiar are o poză cu el cum arăta înainte, ca să puteți vedea diferențele. Părul era rar, subțire. După care noi am realizat un implant, ne-am axat pe partea din față ca să arate cât mai des. Sunt cazuri în care vom dori să facem implantul și pe partea din spate. După cum observăm și la dânsul, este un pic mai rară zona. După 6 luni de la implant, dânsul arată în felul acesta. Am făcut tratamentul laser, am îndesit și am vindecat zona implantului, iar acum, după un an, vom merge din nou și vom încerca să îndesim zona din spate. Procedura se desfășoară în 3 etape. Prima este masajul cu ajutorul unui dermaroller pentru a realiza o stimulare eficientă a scalpului. Folosim pentru activarea circulației un dermaroller. Acesta are niște ace finuțe și realizăm mișcări de du-te-vino pe toată suprafața scalpului. Tratamentul nu este dureros, durează foarte puțin, în jur de 1 minut, timp în care acoperim toată zona. Ulterior începe tratamentul propriu-zis cu laser, timp în care pacientul practic se poate relaxa. În medie, pacienții au nevoie de aproximativ 6 luni de terapie. În primele 3 luni, aceștia pot remarca o reducere a pierderii firelor de păr, însă abia în a doua jumătate a tratamentului, foliculii de păr se vindecă și încep să producă un număr mai mare de fire. Lumina este răspândită pe tot scalpul, ea vindecă țesutul, elimină inflamația și toxinele de la baza rădăcinilor, în felul acesta ele se vor regenera și vor crea fire mult mai puternice. Tratamentul este personalizat în funcție de fiecare pacient și nevoi. Durează cam în jur de 20-40 de minute tot tratamentul. Noi recomandăm după prima 6 luni, noi recomandăm 100%. După 6 luni de zile, încă 3 luni, da, spunem, să veniți. După 9 luni de zile, nu e cazul să mai vine. Există efecte adverse pentru cei care apelează la această procedură? Cine alaptează, nu recomandăm, nu facem tratamentul, gravidele nu. Și cine a avut probleme cu oncologie, primele 5 ani, doctorii noștri nu recomandă să facem. Restul, fără probleme, poate să vină. La finalul fiecarei ședințe de terapie, scalpul este masat cu soluții și substanțe prescrise de medicul dermatolog în schema de tratament. Ultima etapă, folosirea substanțelor nutritive, special create pentru a hrăni rădăcinile. Se aplică substanța pe baza scalpului, după care se masează ușor. După aplicarea soluțiilor, e bine să nu spălăm scalpul timp de 3 ore, ca ele să acționeze.
Trebuie să știți însă că terapia laser funcționează în cazurile de cădere a părului și început de chelie. Niciun procedeu terapeutic nu poate însă stimula foliculii piloși atrofiați complet, care nu mai au practic nicio resursă internă de refacere.